Haideți să vedem acum rezolvarea ecuațiilor în mulțimea Z, în mulțimea numerelor întregi. Și avem o primă aplicație, problema numărul 1, rezolvați în Z ecuațiile. Primul subpunct sau prima ecuație este X plus 7 egal cu 10. Ideea de rezolvare a ecuațiilor este următoarea. În primul rând, separăm termenii, adică ce este cu X sau cu altă necunoscută într-o parte, iar termenii